Mă numesc Ghiță Cojocariu, am 30 de ani. Sunt căsătorit cu Daniela Elena, eu îi spun Dana. Acum în august facem 7 ani împreună și avem 4 copilași de la Dumnezeu, pentru care suntem foarte recunoscători. L-am cunoscut pe Dumnezeu aici, în biserica aceasta, de la vârsta de 8 ani. Fratele Ionel Bondănescu a fost cel care i-a vizitat pe părinții mei și i-a chemat la adunare. Ziceau, ce faceți duminica după slujbă? Haideți după masă la adunare, la marginea. Și așa, venind împreună cu părinții, cu sora mea, am venit aici și apoi, în timpul acelui an, 2002, în timpul verii, am mers într-o tabără creștină la Șuncuiuș, în Oradea. Și acolo Dumnezeu mi-a vorbit în mod special, prin fratele Nicu Pavel. Mesajul Scripturii mi-a atins inima și mi-am dat seama că doresc să-L cunosc pe Dumnezeu și am făcut legământ cu El, spunând că vreau să-L slujesc toată viața. Au urmat apoi ani de tinerețe în care am crescut, am studiat. Doar o scurtă perioadă de 3 ani am lipsit de aici, din comunitate, cât am fost la muncă. Și acum de 4 ani suntem din nou aici, în marginea, slujim lui Dumnezeu cu ceea ce ne-a dat, cu talanții care ne-a dat, încercăm să-i punem în negoț și El să facă să crească, să se mulțească. Pentru mine, legământul cu Dumnezeu a însemnat o dedicare și a însemnat un moment în care am spus că de acum înainte vreau să slujesc pe El. A fost o mărturie publică, o rugăciune pe care am făcut-o în fața celorlalți tineri care erau în tabără, prin care mi-am cerut iertare de la Dumnezeu și prin care am cerut să mă însoțească mai departe. L-am simțit pe Dumnezeu cum a lucrat în viața mea, cum mi-a răspuns la rugăciuni, cum mi-a răspuns la întrebări, cum m-a călăuzit. Un exemplu ar putea fi chiar școala și educația pe care am urmat-o. Îmi doream să devin polițist de frontieră și fiindcă am fost respins la Academia de Poliție, în toamna acelui an am intrat la Facultatea de Inginerie în Suceava. Și apoi mi-am descoperit pasiunea pentru inginerie, pentru electronică și astăzi lucrez în acest domeniu și cred că e cel mai bun lucru pe care l-a schimbat Dumnezeu în viața mea. Slujesc în Biserica Evanghelică Oastea Domnului, din marginea, cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Îmi place să stau printre tineri, îi ajut cu studiu biblic, îi ajut cu învățături din Scriptură și cu exemplu personal. Încerc să fiu de folos celor care au întrebări în perioada aceasta a tinereții și cred că acum se zidesc cel mai importante principii care rămân toată viața. Sunt implicat în grupul de laudă și de închinare din Biserica Evanghelică Oastea Domnului. Dacă ar fi să spun ce a mai rămas din Oastea Domnului la noi, cred că este cântarea, tezaurul bogat de cântări lăsate de înaintași noștri și apoi aș mai adăuga ceva, dragostea frățească. E ceea ce ne leagă, ce ne apropie unii de alții. În Scriptură spune Apostolul Pavel Efesenilor așa, că trupul, adică biserica, își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare încheietură în parte. Învățăm aici și asta e viziunea noastră, să ne implicăm cu toții, să slujim toți lui Dumnezeu, să împărțim sarcinile și să nu ducă doar cineva greul, fiindcă asta ne-a învățat Hristos, să facem ucenici. În Biserica Evanghelică Oastea Domnului din marginea cântă toți și fiecare își aduce darul în fața lui Dumnezeu și jertfa de închinare, de laudă și apoi Dumnezeu este Cel care socotește dacă e bine, dacă e ceva de valoare sau nu. Încercăm să încurajăm pe copii să cânte în orchestră, să învețe să mânuiască un instrument. Încercăm să încurajăm pe tineri și îi susținem să laude pe Dumnezeu prin cântare. În felul acesta transmitem mai departe și Evanghelia. Cântările, deși uneori sunt fie mai noi, fie mai vechi, au un mesaj important. Și generația tânără ascultă, gândește, fredonează. În felul acesta cred că
putem fi de folos generației tinere prin cântare, prin muzică. Slujirea de diacon înseamnă, în primul rând, să fii slujitorul celorlalți, să vezi nevoile celor din jur și să le acoperi atât cât poți și cu ce te-a înzestat Dumnezeu. Ce înseamnă în biserica noastră să fiu diacon? Cred că înseamnă să organizez, înseamnă să adun oameni împreună, înseamnă să îi împing în aceeași direcție, să lucrăm împreună, să ne implicăm în aceleași proiecte. Înseamnă să pun dragoste și inimă în ceea ce vrea Dumnezeu să facă în locul acesta, începând de la cântare, începând de la conducerea programului, începând de la îndemnuri din cuvânt. Cred că un diacon știe să motiveze, știe să fie un exemplu bun de urmat și știe să arate că dragostea de Dumnezeu nu se transmite și nu e nici generațională, ci fiecare inimă îl caută pe Dumnezeu în parte și cu cât îl descoperă mai mult, cu atât își dorește mai mult să îl cunoască. Ceea ce am dobândit, cred că prin această ungere și prin această dedicare, a fost îndrăzneala de a sta în față, de a sta în locul gol în care este o nevoie și de a mă implica împreună cu toată familia. Și deși sunt pedici, deși sunt greutăți, sunt probleme, cred că slujba aceasta m-a motivat să mă sfințesc, să mă apropii de Dumnezeu și să am totdeauna gândul cel bun. Cred că generația tânără trebuie să fie complet convinsă ca să creadă ceva. Cred că prin predică, prin cântare, prin felul în care vestim Evanghelia, ar trebui totdeauna să ne facem înțeleși. Pe un tânăr nu-l convingi de existența lui Dumnezeu teoretic, ci îi arăți practic în viața ta. Îi arăți ce a transformat Dumnezeu, îi arăți rezultatele bune și apoi exemplu personal. Tinerii se uită mult astăzi la port, la cum judeci lucrurile, la cum vorbești despre alții și ca să-i convingem, cred că numai Dumnezeu poate lucra prin noi, să vorbim ce trebuie, să arătăm ce trebuie în jur. Și apoi ei își vor face singur taba. Vor fi la școală, exemplu, se vor îmbrăca decent și așa cum spune Scriptura și cum cere. Vor asculta muzică creștină și vor avea curajul să transmită mai departe ceea ce au primit.